Bună seara, dragilor! Deci, după ce am ajuns la concluzia, domnul instructor și cu mine, că noi suntem țăcăniți, vrem totuși să vă arătăm câteva lucruri de care veți avea nevoie, indiferent unde faceți examenul în Germania, de aceste lucruri pentru a putea obține permisul de conducere, permisul auto categoria B aici la noi. Domnul Gigi, vă rog, arătați-ne unde deschidem capota. Așteptați, așteptați. Deci, examinatorul o să vă întrebe: Zeigen Sie mir bitte, wo Sie die Motorhaube aufmachen. Unde deschideți capota? Capota se Trage. deschide de aici, se face de manetă, da? Exact. Mergem în față la capotă, avem aici o clapetă, împingem frumos de ea, la ridicăm. Aici avem motorul cu bușonul de umplere, da? Cu jauja de ulei, da? Se verifică zilnic. Avem vasul de expansiune Lichidul de. al lichidului de răcire, da? Da. Atenție, nu se deschide pentru că face presiune și ne arde. Avem aici vasul pentru pompa de spălare a parbrizului, da? Exact. So. Și acum noi trebuie asta să spunem în limba germană: Wir können eine Sichtkontrolle machen la Wischwasser, da? Da. Oil. La Öl, și acolo avem den Öl Stab, se numește, care domnul Gigi ne-a spus frumos că se numește Jorge Jojă. de Nu ulei. ștangă și nu tijă. Noi vă mulțumim și vă dorim mult, mult, mult succes. Eu vă